Hoția are picioare scurte. Un bărbat de 35 de ani din Drulești a fost reținut de poliție, suspectat că a furat anvelopele de la o mașină. Suspectul a ajuns în vizorul oamenilor legii după ce proprietarul, un bărbat de 36 de ani, s-a adresat la poliție și a declarat că și-a lăsat mașina parcată în fața blocului său de locuit, iar dimineața s-a pomenit cu automobilul fără nicio roată. Totul s-a întâmplat în noaptea de 19 mai, pe strada Unisifor Ghibu, din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit poliției, suspectul ar fi acționat pe timp de noapte, atunci când în zonă nu se află nimeni. Acesta ar fi reușit să demonteze roțile în valoare de 8.000 de lei și să le ducă acasă. Singurul lucru pe care l-a omis bărbatul este că în fața blocului era instalată o cameră video care a surprins momentul furtului. După ce au ridicat imaginile, forțele de ordine au dat de urmele suspectului. Bărbatul a fost reținut și dus la poliție. În timpul audierilor, acesta și-ar fi recunoscut vina. Mai mult, ar fi declarat că intenționa să vândă anvelopele și să obțină bani din ele. Polițiștii au depistat anvelopele acasă la suspect și le-au returnat proprietarului. Acum, bărbatul este cercetat penal pentru furt, iar dacă va fi recunoscut vinovat, riscă până la 4 ani de pușcărie sau ar putea plăti o amendă de 67.500 de lei.